Începutul lui 2019 a adus o creștere a prețurilor imobilelor în întreaga țară. Nici Severinul nu face excepție și se aliniază liniei naționale. Prețurile astăzi, în 2019, sunt un pic mai mari decât anul trecut. O garsonieră a ajuns undeva la 22.000 de euro, 23. Bineînțeles, toate aceste prețuri vă spun că sunt în funcție de zonă și de îmbunătățiri. Apartamentele cu două camere se încadrează undeva în jur de 30.000 de euro, iar cele cu trei camere undeva în 35-38.000 de euro. Asta vorbim de etajele 1, 2, 3, cu ceva îmbunătățiri și zone cât de cât bune. Cine vrea să își achiziționeze un apartament cu patru camere într-o zonă bună a orașului, trebuie să scoată bani grei din buzunare. Nici o garsonieră nu este mai prejos ca preț. În cartierele considerate de lux, ar costa în jur de 27.000 euro. Cei care nu sunt dispuși să investească atâția bani au la îndemână varianta cartierelor mai sărăcăcioase. Însă banii mai puțini înseamnă automat și beneficii mai puține. Spațiu mai mic, dar și îmbunătățiri vizibil reduse. La toate acestea se adaugă și distanța față de zona centrală la orașului. Toate actele se fac în formă autentică, la notar. Actele necesare pentru încheierea unui contract de vânzare, cumpărare sau unei promisiuni. Vânzătorul trebuie să aibă act de proprietate, indiferent de forma lui, succesiune, act de proprietate, vânzare, cumpărare, act de către orice act de orice formă de proprietate, cadastru, RLV-ul, certificat energetic, care se, dacă nu l-au, se elaborează. Mai am nevoie de o adeverință de la Asociația de Locatari semnată de ambii și administrator și președinte, nume clar cu semnătură că nu au debite, și că de la furnizorul de energie electrică aceeași o adeverință prin care se arată că nu au debite. Restul actelor, gen autentificare, le va cere notarul. Rămâne de văzut dacă pe parcursul lui 2019 vor continua scumpirile sau dacă, dimpotrivă, piața se va prăbuși din nou. Până acum, nici măcar analiștii cu experiență în finanțe și imobiliare n-au căzut de acord asupra unui scenariu.